În această conferință vom prezenta teme de interes pentru cetățenii din județul Dâmbovița, dar în primul rând vreau să profit de această ocazie și să urez tuturor copiilor un sincer și călduros la mulți ani, să se bucure de copilărie și să rămână mereu cu sufletul tânăr. Pentru că sunt și nu vreau să mai întrerup ulterior, avem, cum vedeți, câțiva invitații. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră proiectul pe care Partidul Pro-România, proiectul de lege pe care Partidul Pro-România l-a inițiat și l-a prezentat, și anume legea venitului minim garantat. În urma situației a pandemiei de coronavirus, ne confruntăm cu tot felul de aspecte negative din punct de vedere economic. Asistăm la creșterea masivă a numărului de șomeri și avem înregistrați peste 500.000 de șomeri de la începutul, de fapt de la început, de la pe 17 martie până în prezent, ceea ce înseamnă un număr foarte mare și iar noi considerăm și cu siguranță așa se va întâmpla că această cifră va crește. Este o problemă reală în ceea ce privește economia țării. Estimăm undeva la 1.000.000 de șomeri. În același timp, foarte multe persoane au venit din străinătate. Atât dumnealor cât și familiile dumnealor vor rămâne în curând fără venituri, ceea ce înseamnă o problemă pentru România și pentru dânsii în principal. Semnalele din economie sunt foarte, foarte problematice. Dăm aici un exemplu, grupul Renault, care va disponibiliza 15.000 de muncitori. Totodată, creșterea prețurilor, începând cu 17% până la 50-60%, este din nou o problemă din punct de vedere economic. Seceta din acest an a generat costuri suplimentare importante pentru produsele alimentare de bază. Astfel, cetățenii vor întâmpina tot felul de dificultăți în asigurarea produselor alimentare de bază. În concluzie, un număr mare de familii vor ajunge în situația de sărăcie extremă și excluziune socială. Liderul Pro-România, domnul Victor Ponta, a propus proiectul de lege privind venitul minim garantat, prin care propune un supliment de 300 de euro pe membru de familie. Totodată știm că Spania a adoptat această lege săptămâna trecută, și SUA va oferi 1.200 de dolari pe familie, totodată Italia va oferi 430 de euro pe familie afectată. Consider că este un demers util pentru toți cei care vor înregistra probleme economice în urma acestei pandemii de coronavirus și, cu siguranță, așa cum spunea și președintele Victor Ponta, chiar dacă vom întâmpina dificultăți în aprobarea acestei legi, ea va fi utilă și se va implementa la nivelul României, pentru că România au nevoie de ea. În continuare, vreau să-i dau cuvântul doamnei Silvia Mare și după care va urma domnul senator Adrian Țuțuianu. Silvia?